folosim cubritul și putem vedea cât de eficient este cubritul la doar câteva clicuri distanță. De asemenea, pe site-ul Kubrit.org sunt disponibile și alte aplicații, gen PHPVP, aplicații de forumuri, diferite aplicații de până la framework-uri gen de Hibernate. Din anul 2006, de când a fost lansat Kubrit, s-au înregistrat aproximativ 70.000 de download-uri. Mare parte din ele, în jur de 40.000, au fost înregistrate după noiembrie 2008, când Kubrit a devenit open source. S-au released diferite versiuni de atunci. La sfârșitul mai, anul curent, tocmai a fost lansată o versiune, versiunea 2.2 de Kubrit. Iar pentru sfârșitul iulie este așteptat un release major, versiunea 3.0 de Kubrit, care aduce îmbunătăți importante în partea de core. Tool-uri de migrare de date din alte sisteme de bază date și o bună compatibilitate cu alte sisteme, gen MySQL. Aici puteți vedea câteva firme sau corporații care au ales să folosească Kubrit. Aș menționa aici, printre altele, SK Communication, care este numărul 1 pe piața de telecom din Coreea. Sunt instituții educaționale, sunt universități, sunt firme private, din toate sectoarele. Ca un sumar la ceea ce v-am prezentat până acum, Kubrit este o platformă free, este un produs gratis, este o platformă open source, este disponibil atât pe mașini cu arhitectură de 32 de bit, cât și pe arhitectură de 64 de bit. Este nelimitat în ceea ce privește spațiu și pun la dispoziție un număr nelimitat de tranzacții care se pot face în aceste condiții, în condiții de spațiu nelimitat. Printre feature-urile esențiale, aș enumerăm click counter, high performance, high availability, load balancing. De asemenea, sunt numeroase aplicații care folosesc Kubrit sau care au fost portate să folosească Kubrit. Este un sistem care funcționează non-stop, fără griji, fără probleme, 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Și de asemenea, există un serviciu de suport non-stop care vă stă la dispoziție. Aici puteți vedea câteva din adresele unde ne puteți contacta. De asemenea, ne puteți găsi și pe următoarele adrese. Comunitatea Kubrit, Kubrit.org, respectiv Kubrit.com, pe site-ul SourceForge, pe site-ul Naver, site-ul de development Naver, ne găsiți de asemenea și pe Facebook, cât și pe Twitter. Dacă eu vă pot sta la dispoziție pentru întrebări, pentru colegul meu, Maximilian Machedon. Bun. Luăm întrebarea online, mai întâi. Dacă puteți descrie câteva trăsături fundamentale care fac din Kubrit o diferență față de Postgres. Este foarte, foarte utilizat pentru aplicații web. Am descris anumite feature-uri care fac diferența între Kubrit și alte sisteme de bază de date. Spre exemplu, vă dau un exemplu clar, compania NHN din Coreea își portează acum toate, încearcă să migreze toate bazele de date care le are pe sistemul de bază de date Kubrit. Se folosesc în prezent cam la 4 mașini gen de servere MySQL, se folosește acum o mai nouă mașină Kubrit. Deci cam asta ar fi ce spune multe despre Kubrit, o diferență majoră.
În loc de o mașină, în loc de face o mașină cu MySQL, folosim acum o mașină de cubit, care înlocuiește aceeași funcționalitate.